Apă curată cum era odată. Miercuri 4 martie, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat votul publicului în competiția națională de desen Supereroii lui Picurici. Evenimentul este organizat în cadrul campaniei naționale de conștientizare publică Apăr Apa, ce pune un accent deosebit pe educația noilor generații în respectul pentru mediu, în special al grijei pentru apă, prin încurajarea creativității și a exprimării prin artă. Copiii de astăzi sunt uimitori prin deschiderea, sensibilitatea și creativitatea pe care o demonstrează atunci când sunt implicați în teme de educație de mediu. Fiind vorba despre copii, am ales să le transmitem informațiile legate de mediu în două tipuri de educație: educația prin artă și educația prin joc. Tema lucrării din acest concurs, poluarea apelor, este tratată, după cum veți vedea, în cele mai diverse forme creative, care reflectă implicarea sinceră a micilor artiști și lupta contra poluării. Educația prin joc este o formă care prinde din ce în ce mai mult contur în România, mai ales în contextul în care copiii utilizează, la scară largă, computere și telefoane inteligente. Din acest motiv, astăzi lansăm jocul educativ Droplex, care poate fi accesat direct online pe portalul www.apanoastra.ro, iar în foarte scurtă vreme și pe dispozitivele mobile care au sistem de operare Android. Astăzi deschidem în această superbă expoziție a artiștilor Mirela Trăistariu și Cristi Farcaș o expoziție virtuală cu lucrări pe care școlile le-au selectat să intre în concursul național de desen pentru supereroii lui Picurici, și totodată lansăm votul pentru acest portal pe www.apanoastra.ro. Respectarea bunelor practici agricole este o chestiune extrem de simplă și, în plus, aduce două mari beneficii, atât în plan economic, cât și în plan al creșterii calității vieții. Aș vrea să transmit un mesaj foarte clar. Nitrații care nu sunt consumați de plante ajung în apă. De aceea, un punct important în demersurile noastre este să schimbăm obiceiurile, comportamentele greșite ale fermierilor. Prin urmare, avem nevoie de generații care să crească în respectul pentru mediu și natură și care să respecte din convingere minime reguli de mediu, mai ales în activitățile din domeniul agricol. La ce te-ai gândit tu când ai făcut desenul ăsta? M-am gândit cum aș repara lumea, făcând mai mult bine și strângând gunoaiele. Cum păstrăm apa curată? Prin a ne polua-o și a filtra-o. Dar dacă e într-un râu, cum o păstrăm curată? Nu aruncăm gunoaie în ea. Plastic, metal, carton. Lemne, nu? Da. Rumeguși, hârtii. Diana, ce-ai făcut tu aici în desen? Pământul care se... Care e un Batman, văd. Da, într-un fel. Care se bate cu vrăjitoarea care poluează apa. Aici am desenat o vrăjitoare în lumea și chiar cum am vrut eu. Și am desenat planeta pe pământ și cu Picurici, care este o picătură de apă. Am făcut planeta Pământ alături de Picurici, care o înfruntă pe vrăjitoarea poluare. Ianis, ce-ai desenat aici? Planeta Pământ, vers, care s-a unit cu apa, pământ și aerul, versus vrăjitoarea poluare. Aici este aerul poluat și cerul și aici este curat. Uite, văd aici niște floricele, cred că e potrivit pentru emisiunea mea în grădina Danei, niște floricele pe care le-ai udat, ai avut grijă să le uzi, nu? Da. Și cum a fost apa? A fost curată. Cum păstrăm noi apa curată?
nu aruncăm substanțe chimice în ea și gunoaie. Bianca, capitanul pământ versus poluare. Cine o să câștige? Capitanul pământ. Capitanul pământ are 3 ajutoare. Picurici, picătura de apă, pământ și vânt. Ce n-ar trebui să facem noi? Să aruncăm deșeuri. Așa, și cum să facem asta? Cum să învățăm pe oameni să nu facă asta? Să-i rugăm să nu mai arunce gunoaie. Crezi că așa o să ajungă pământul nostru dacă noi nu o să avem grijă de el? Da. Și cum să avem grijă de el? Să nu aruncăm deșeuri. Așa, ha? Să nu tăiem copacii și să nu punem mult îngrășământ la flori. Bravo! Dacă noi o să continuăm să poluăm apa, pământul o să cadă într-o prăpastie plină de gunoaie. Eu cred că noi încercăm, dar nu avem suficientă voință pentru a îndeplini acest lucru. Mesajul tău este, ne-l citești? Planeta noastră are nevoie de o schimbare. Haideți să o ajutăm și să avem grijă de ea. Noi vom avea de suferit dacă o vom lăsa în această stare. Mesajul este, nu mai poluați apa. Am desenat niște bitoane care răsuflă. Aceste bitoane însemnând gunoaiele din apă. Un soare într-un colț care ne urmărește pământul, nu? Și vede că a ajuns într-o stare proastă. Da. Tu te-ai dus la mare și ai găsit gunoaie pe plajă și în apă? Da. Și ce ai făcut? Am început să le adun pentru a nu mai fi poluat. Peste 800 de desene selecționate din școli din întreaga țară s-au înscris în competiție. Vă vom anunța câștigătorii aici, în emisiunea noastră. Conferința s-a desfășurat în cadrul expoziției Glass Fish Glass World a artistei Mirela Treistaru, ambasador al campaniei Apa Noastră, expoziție deschisă la Muzeul Literaturii Române. Proiectul pe care îl aveți mi se pare extrem de generos și tipul de conștientizare pe care îl presupune implică viață, dar implică și faptul că această conștientizare înseamnă că noi suntem ceea ce iubim. Apăr apa. Intră pe www.apanoastra.ro și află ce poți face tu. O campanie a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.